Domnilor și domnilor, una dintre cele mai îngrijorătoare știri din ultimele ore, din ultimele zile, este legată de decizia Turciei de a da drumul unui număr uriaș de refugiați, 76.358. Ei bine, ministrul de interne turc a anunțat duminică dimineață pe Twitter, adică azi dimineață, că guvernul turc a lăsat 76.358 de migranți să treacă frontierele spre Uniunea Europeană prin provincia Edime, acolo unde sunt puncte de trecere spre Grecia și Bulgaria. Ce este cel mai, sau nu cel mai rău, ce este foarte rău în toată această, spaimă, acesta este mesajul pe care l-a transmis ministrul de interne din Turcia, anunțând această decizie. E bine, televiziunea de stat în limba arabă din Turcia, atenție la această informație, a publicat o hartă în care este prezentată o nouă posibilă rută a refugiaților sirieni care trece fix prin mijlocul României. Ce vedeți dumneavoastră acum? Sigur, este o hartă care ar putea să... Ruta trece și pe la Sibiu? Sau? O să o vedeți și mare. Poate să fie un lucru care să fie confirmat sau infirmat. Noi nu știm acest lucru. Cert este că această televiziune de stat, deci cumva pare că este o chestiune controlată, așează această hartă care ne arată că România, așa cum puteți vedea pe această hartă, chiar dacă este scris în arabă, aici e România, aici este traseul principal pe care îl estimează pentru refugiați, repet, 76.000 de refugiați, aici e România. Și prin centrul României... Ce e mai grosuță asta? Da, pare aici mai autostradă așa asta prin da, România. Ce? Acolo? Deasupra liniei galbene ce e? Nu știu, cred că scrie România. Nu știu, arabă. Vrei să traduc? Aș vrea. Da.